Bine ați venit la emisiunea România, dragi telespectatori! Știați că epidemia de gripă îi lovește mai ales pe cei vaccinați? Potrivit știrilor oficiale, în SUA a existat cu câteva vreme în urmă pericolul unei grave epidemii de gripă. În acest timp, orașul Boston a declarat stare de criza sănătății, și spitalele au aranjat corturi pentru tratarea bolnavilor de gripă. După cum spun oficialitățile sănătății din SUA, este vorba de cea mai gravă epidemie de gripă din ultimii 10 ani. În fața drogheriilor și a farmaciilor, a spitalelor și a cabinetelor medicale sunt peste tot reclame care îi invită pe americani să se vaccineze. Frapant este faptul că majoritatea bolnavilor de gripă provine din rândul celor deja vaccinați. Probabil acesta este motivul pentru care Ministerul Sănătății American nu a publicat până acum nicio statistică a îmbolnăvirilor. Cine știe dacă Ministerele Sănătății din țări ca Germania, Elveția și România nu au constatat și ele aceste conexiuni cu privire la epidemia de gripă anunțată din acest an. În orice caz, vaccinările ar trebui să fie făcute în viitor doar pe baza acordului personal. Vă mulțumim pentru atenția acordată, și ne bucurăm dacă faceți cunoscut această emisiune mai departe. La revedere!